Salutare, dragi prieteni! Iată-ne din nou pe baltă. Am venit din nou la Mehedința ca să ne luăm revanșa de data asta. Rândul trecut n-am avut decât o singură captură, un singur ciortan. Astăzi vremea este după puțin înnorată. E cam răcoare. Sunt vreo 10 grade în momentul ăsta. Vreau să mă apuc să fac nada și să vă arăt ceea ce voi folosi astăzi în pescuitul la feeder. Rămâneți aproape și fire întinse. Astăzi vreau să vă prezint nada pe care o voi face. Este un Robin Red de la Dynamite. Este o nadă bună din ceea ce am citit despre ea și merge foarte bine și în perioada aceasta rece. Conține particule originale de Robin Red, da? Deci nu sunt doar niște arome. Și mai am un rest de nadă de la Specialty Green, de la Bytec. Mai am un pic de Specialty Green pe care vreau să le amestec astăzi, să vedem ce vom obține. Voi pune Special G-ul tot, mai este decât puțin. Desface și Robin Redu. Are un ambalaj super inteligent. Nici nu e nevoie să-l mai tai. Am desigilat aici înainte banda. Și aici are o pungă polizip, un fermoar polizip, care se poate desface și se poate sigila la loc fără probleme. Nu voi face foarte multă nadă, deoarece pești în perioada aceasta nu se hrănesc foarte bine și nu este nevoie de nădire multă, pentru că apa s-a răcit. Nu turnați foarte mult apă, deoarece aveți toate șansele să stricați nada. Nada trebuie să fie destul de colantă la final, dar nu foarte umectată, deoarece se va lipi de momitor și noi nu avem nevoie de lucrul ăsta, avem nevoie ca nada să desfacă relativ repede de pe momitor, ca să putem avea activitate. Momentan este suficient apa pe care am pus-o. Adăugam niște pufuri de apă pentru că a tras destul de mult, după cum am spus, și eu am nevoie să fie cât mai colantă. Miroase foarte bine, nu pot să vă descriu mirosul, este unul de decât dacă mirosiți voi.
Are un miros foarte plăcut de pește, în primul rând, de la krill, dar și particulele alea de Robin Red, care sunt minunate. Așa. Ne vom apuca de prima lansare. Strângem un pic momitorul, metodul. Și vom arunca în zona vizată. Da. Am apucat de pescuit. Nici nu știu exact cât este ora. Iată și farfacul pe care îl folosesc. Folosesc un nac de 12 mm de la corda. Este foarte înțepător. Imediat mă agățin el. Pescuiesc pe fir textil și cu un inel elastic. Nu voi schimba pop-up-ul pentru că momentan n-am avut, nu am de ce. Asta voi pescui distanță mai mare. În jur de 70 de metri. Avem și primul drill.
destul de nervos, domnul. Este tot un ciortan, cred. Acum s-a hotărât să vină mal, cu viteză. Să plece. Îi dăm un pic de drumul la frână. Să luăm și minciocuțul. Drill. Nu e foarte mare, e tot un ciortan. Dacă vine înapoi, unde te duci încolo? L-am scăpat și pe asta. Salutare din nou. Suntem pe finalul partidei. Mai avem cam o jumătate de oră din partidă. Ce să zic? Până la ora 1, ca și sumar al partidei, să vă povestesc așa un pic. Până la ora 1, începând cu ora 10, am avut trăsături frumoase. Am avut două capturi din 4. De fapt, am avut 4 drill-uri, dar două le-am scăpat la mal. După cum ați văzut și pe live-ul de pe Facebook, din cauza faptului că am folosit un cârlig mult prea mic. Asta e, când vrei finețe, finețe și întins, la un moment dat se rupe, știi cum e. Am schimbat între timp cârligul, dar n-am mai avut nicio prezentare. Peștele este ca și cum s-a retras undeva la culcare, dar eu sunt bucuros totuși de partida de astăzi.
am avut câteva drill-uri frumoase și cine știe, poate voi mai avea parte o jumătate de oră de încă unul măcar. Rămâneți aproape, nu uitați de canalul meu YouTube ca să rămâneți conectați, să primiți noutățile de la mine. Voi mai încărca și alte filmulețe pe YouTube cu partidele de pescuit. Rămâneți aproape și fireți cu ciumate, vă doresc tuturor!